Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de SnowRunner cu Florin. Salutare, Florin! Salutare! Băi, suntem cu o misiune principală pe prima hartă, pe Urska River. Am mai făcut eu niște setări la microfon, am mai făcut niște teste înaintea, cu sper să mă aud bine. Pentru că sunt în teste, am făcut teste, dar tot sunt în teste. Suntem cu o misiune destul de interesantă și de grea în același timp. Florin deja a terminat o misiune pentru că eu a trebuit să vin cu ansamblul pe care o să-l vedeți imediat de la garaj tocmai până aici. Și a fost traseul foarte greu, probabil vă dați seama, și am venit pe partea asta pe aici. Și se poate merge pe aici, dar mai greu cu un camion bun, evident. N-am mai fost prin pădure și așa mai departe. Florin a reparat drumul pentru că avem nevoie de acest drum. Noi trebuie să luăm acest tank sau ce-o fi de aici, tank din ăla de combustibil, da, fuel tank. Și după să mergem să luăm o porticică care ocupă un singur slot, un motor din cori, și să le ducem la loading site. Și după ultima parte trebuie să o luăm tocmai din oraș, de acolo de unde se vede OZN-ul. Trebuie să luăm la fel un fuel tank și să-l ducem la loading site. Cam asta mi-am propus să fac astăzi. Florin, între timp, probabil o să se ducă să facă misiunea aia cu drumul, care să deblocheze și drumul ăla de acolo dacă vrea să fie deblocat. Dacă nu, poți face oricare misiune secundară pe care o vrei tu. Am impresia că pe aia nu ai Atunci fă altceva, n-am nevoie de drumul ăla oricum eu. acceptat-o. Nu e problemă, fă una din care sunt acceptate, ca eu o să o facem noi pe viitor. Eu nu m-am nevoie de drumul ăla momentan. Hai să... către ea, dacă vrei să o accept. Dacă poți să ajungi acum, da, dacă nu, nu. Acum, hai să ridicăm asta. Suntem cu Zigzul, mă băieți, cu Zigzul pe care l-am descoperit acum nou. N-am mai băgat remorca până aici pentru că este zona plină de cioate din astea, rămășițe de copaci, și era destul de periculos să rămânem blocați. Știți foarte bine că n-am jucat odată cu Ionuț la misiunea secundară, parcă era de a trebui să ne învârtim de zeci de ori până să ieșim, pentru că e o zonă destul de complicată. O să dau așa cu spatele, nici nu știu cum să mă poziționez, sincer, pentru că trebuie să mă întorc după. Vreau să trec și pe lângă acel Royal, dacă nu mă înșel, parcă Royal e. Royal sau al camion, nu mai știu exact ce camion e, pe care l-a răsturnat Ionuț acolo cu motorină. Vreau să trec pe lângă el să ne alimentăm, acum să vedem cum ajungem lângă el. Pentru că mai avem 200 de litri și avem nevoie de motorină ca să facem tot acest traseu. Am dat așa ca să pot să ies, mă băieți, după că poate unii din voi vă întrebați care e șusta. Bun, hai să dau înapoi crane mod, că văd că mi-a anulat winch-ul după ce am dat... După ce am cuplat remorca, dar ce are, bă? Așa. Hai, dar ce are? Ok. Ar trebui să punem lejer ăsta aici. Ar trebui să avem probleme cu macaraua asta, dar uneori face și asta figuri, să știți. Nu este indestructibilă, să zic așa. Aș vrea să pun mai în față pe remorcă. Ia să coborăm noi acum să vedem dacă o ia. Nu cred că o să o ia așa. Dacă anulez eu winch-ul. Hai că a mers, mă băieți. Îi dăm un restore crane. Și trebuie să întoarcem acum. Suntem cu remorca asta care este problematică. De ce vrei să te apuci? Mă duc să unlock expedition. Imediat, băieți, întorc și eu aici și ne uităm ca să vă prezint și ce misiune face Florin. Ok, hai să întoarcem. Sper să nu se răstoarne remorca. Oricum o să o băgăm pe niște zone acu de ne facem cruce. Sperăm să nu avem probleme. Deci Florin a zis că face Unlucky Expedition. Trebuie să ia un broken SUV cu trailer cabin-ul de aici din munți, mă băieți. Și să-l la randevu. Să-l duc în oraș la randevu și o cabină. Da, cabina e pe trailer cabin, nu? Da, e cu totul practic. Ia și mașina, ia și trailerul. Și vine în oraș și le are pe toate. Da, interesantă misiune și bine plătită, 10.300, vezi că e forță. Bun, hai să plecăm, mă băieți. Să facem stânga și să ne apropiem de aceea mașină de acolo pe care o vedeți, care este căzută. Cu siguranță o știți, am mai trecut de vreo 2-3 ori pe lângă ea. Cu lemne și așa mai departe. Să ne mișcăm foarte greu, din păcate. Eu am venit pe acolo. Deci prin față am venit, eu v-am arătat cât de cât traseul. Mai se poate trece, dar cu un camion bun, spre exemplu, eu am trecut acum cu Zigzul. Poate trece cu Azovul ăla de trage bine.
ăla cu multe rost dacă nu aveți upgrade-ul necesar. Dar ce upgrade ai luat o dată trecută de pe a doua hartă? Că nu mai țin minte. Pentru ce era? Patra și nu mai știu ce era. Dar misiunea asta de aici, de ce nu e acceptată? Am și o întrebare așa la mine. De ce n-am acceptat? De ce n-am acceptat misiunea asta dacă eu am fost pe aici de atâtea ori? Nu știu, că mai ești pe la cu drumul. Am sentinel. Aia cu drumul n-am trecut pe acolo și nu a fost o prioritate, dar astea la alte care sunt departe, cel puțin de garaj. Ce trebuie făcut la Treasure Hunter-ul ăsta? Un SUV in the bottom. Asta s-a deblocat acum Treasure Hunter-ul pentru că am făcut pro-cuo aia. Gata. Mi-am amintit de asta, nu acceptasem pentru că nu era. Misiunea asta se activează după ce terminați o altă misiune, practic, secundară. Mi se pare o mică prostie chestia asta, dar... Ca să te chinuie. Poftim? Sunt mai multe care se activează după ce termină. Da, asta e cum s-a întâmplat și pe Wisconsin. Nu prea îmi place mie chestia asta, dar... La principale le înțeleg, dar la secundare nu, de ce fac ei asta. Hai să detașăm remorca și să mergem să ne alimentăm, mă băieți, fără remorcă. Dăm cu fața până acolo și după ne întoarcem. O să fie un episod, din punctul meu de vedere, mai lunguț. O să depășim cu siguranță 30 de minute pentru că nu am cum să fac altfel. Știu că nu vă plac episoadele mai lungi de 30 de minute sau cel puțin așa mi-arată statistica. Sursa o să fie Tencu. Am consumat aproape 1800 de litri, mă băieți, ca să vă dați seama de câte ori ne-am alimentat din... Acest royal, nici m-am uitat ce e. Cred că e royal, nu știu de ce. Impresia asta. Hai să dăm cu spatele, să cuplăm înapoi remorca și să mergem spre cuorii, de unde o să luăm și partea de motor. Ok. Taci și încerpe să urcăm, dar înainte de asta, sincer, aș vrea să... Dar hai că ne uităm pe hartă după ce ajungem sus acolo să ne facem un mic traseu. Clar este că nu o să fie un drum bun. Pe aici e ok, dar unde urmează să ajungem cu siguranță nu o să fie bun. Cum nu este, cred, nici la Florin. Cred că și tu ai un drum greu, nu? Da, mai e de trecut. Ce mașină ți-ai luat? O mașină care n-am mai condus-o după primele cărți. Western Star, nu ce? Păi nu, că trebuie un SUV mic. A, ca e trailer din ăla de SUV. Pe ce? Care da. Pe primele hărți ai internațional la Scout, Chevrolet-ul, dar nu cred. Hummer-ul. Poftim? Nu cred Chevrolet-ul. Ce are Chevrolet-ul? Nu prea joacă lumea pe... Să mă bag pe aici, mă băieți. M-aș băga pe aici, dacă rămân suspendat aia. De noi rămâne, eu cobor eu pe gheață. Chevrolet-ul? Dar nu pot să trec pe aici, mă băiți, aia e problema. O să vedem dacă se poate trece. Sper să nu mă răstorn, aia e faza. Se rupe tot aici, aia e faza. Se rupe tot. Dar nu mă răstorn, atât îmi doresc, că nu mă răstorn. Fac niște momente din astea de liniște pentru că am 10 cm uneori și mă răstorn, aia e faza. Are o scurtătură idiotă. Foarte idiotă. Scurtătura, nu... Da, e nasoală. Da, foarte nasoală. Da? Nu e imposibil. Haide bă, s-a blocat remorca acu. S-a blocat și tirul, aia e problema. Camionul, nu tirul. Iar mă corectează cineva. Bă, băiatule, aș fi avut nevoie de un winch pe partea asta, mă băieți, dar nu am. N-am ce să fac decât așa, ia să vedem. Să luăm așa și să încercăm totuși să urcăm peste asta. Hai de cap, de greu ne mișcăm, mai degrabă înconjuram, dar și dacă înconjuram ne-am fi mișcat greu. E complicat rău, mă uiți, e complicat rău. Se răstoarne și tankul ăla cu siguranță în câteva secunde. Ia să vedem dacă tragem ăsta așa.
Ne ajută și pe noi oare? Ne ajută și ne mănâncă în același timp. Nu pot să cred că te-ai infectat în noroi. Ce pietre scârboase sunt aici, Doamne Dumnezeule! Să-mi dau eu winch, că altfel nu vrea singură să iau un winch bun. Bocat în copac, what? N-am winch-urile cum îmi trebuie, mă băieți, aia e problema, că nu le am cum îmi trebuie mie. Ca să mă redresez. Spuse în așa fel încât să te deruteze și mai tare. Te ajută, nu zic nu, dar nu mă bagă pe drumul pe care aș vrea eu. Uite, așa facem episodul mai lung. Deci mă aruncă pietrele astea cum vor ele, practic. Cum vor ele mă aruncă. Te lasă să te ghidezi. No. Ați urcat acum pe una aici. Aoleu, o să opresc episodul, mă, băieți, și revenim când trec de partea asta. Băieți, am revenit, am ieșit până la ora, mă, n-am mai filmat, că deja am vreo 11 minute filmate. Am tras cu winch-ul, vă dați voi seama cam ce s-a întâmplat. E greu, nu e imposibil, cum zicea Florin, trebuie să aveți grijă să nu vă răsturnați, atât voi cât și remorca. Pietrele alea sunt o durere. Winch-uiți-vă bine și o să ieșiți până la urmă, durează mai mult, dar până la urmă se merită, zic eu, decât să înconjurați. Dar aveți grijă, aia e toată schema acolo, grijă mare. Acum coborând spre cuării, la fel drumul ăsta este un drum foarte scârbos, ca să nu zic altfel. Avem grijă să nu ne răsturnăm. Atât noi, cât și remor. Dau puțin cu spatele. Florin a făcut și el o greșeală mică acolo. Te-ai dat iar la garaj? Da, pentru că mi-am adus aminte cred. Este dau mai tare, cred că. O să întrebăiască un crane, că altfel nu. Bun, am ajuns aici, unde trebuia să ajungem. Practic, mă, băieți, problema e că nu m-aș băga cu remorca până jos, aș răsa remorca aici. Dar vreau să văd, hai să opresc puțin motorul pentru că mai avem 250 de litri și să ne ajungă. Aș vrea să cobor, ok, coborăm pe aici frumos, ne ducem, îl luăm și ne întoarcem înapoi la remorca. Asta o să facem pentru că nu vreau să-mi complic existența. Deci haideți să las remorca aici pe dreapta și aducem noi părticica aia micuță sus. Ca să nu ne complicăm să băgăm remorca pe acolo pentru că zona este destul de urâțică. Bun, am lăsat remorca. Și haideți să începem coborârea spre cuării. N-am mai fost într-un cuării de foarte mult timp. Chiar sunt interesante zonele astea. Văd o antenă, un stâlp din aia, din ăla mare acolo, ca un fel de antenă rupt în cuării. De aici cred că transmiteau extratereștri semnale. Ușor. Aici o să fie o problemă când ne întoarcem, băieți. Problemă destul de mare o să fie când ne întoarcem. Cred că trebuie să venim pe partea cealaltă ca să putem să urcăm, da? Pentru că altfel s-ar putea să ne răsturnăm tot cu aia noastră. Multe mișcări, zici că-s la școala de șoferi. Întoarcerea din 13 mișcări. Problema e că mai avem de mers și până în oraș. Aia e buba mare, mă băieți. Dar până în oraș cu siguranță o să mă duc eu off-camera, nu are rost să vă iau alături de mine, pentru că drumul practic îl cam știți, pot să zic. Nu e mare chestie. O să vă prezint drumul pe care mă duc, pentru că dacă mai filmez și drumul până în oraș, trecem de o oră cu siguranță. Am puțină grijă aici să nu mă răspund, pentru că văd eu e... Ok, hai că am trecut. Iar de urcat vreau să urc pe cealaltă parte, dar unde e cealaltă parte aici? Hai că cealaltă parte e foarte frumoasă dacă e. Mamă, ce cealaltă parte e aici. Ce? Dacă o găsești? I-am văzut-o, dar e urâtă. Punem aici deasupra, mă băieți. Mai în spate ar trebui să dăm, dar nu mai merge. Hai să-l coborăm așa, să-l lăsăm.
strunim ăsta. Și haideți să vedem cum ne deplasăm, da? Să încerc eu mă răstorn dacă mă duc pe aici. Știți ce fac, mă, băieți? O să dau cu spatele până acolo. Dăm cu spatele. Dacă nu ne iese, ne lăsăm de snowrunner. Facem toată treaba asta, fix pe unde am venit și dăm cu spatele, ca să nu facem întoarcerile alea periculoase acolo. Dar iarăși din cauza pietrelor care mă trimit unde vor ele, nu unde vor eu. Unde vreau eu, aoleu! Bă, ce scârboase pietre, n-ai văzut așa ceva. Și ăștia cum le-au pus intenționat? Haide mă, ia mă cu dreapta mă, ca să ne revenim. Așa. Sper că ați înțeles de ce facem chestia asta, mă băiețe, ăsta, că nu o să vă dați seama când ajungem acolo. Prea vrea să iasă, ne punem și noi ca oameni, așa zic, dar nu vrea, n-ai nicio treabă. Când e să meargă prost, merge prost, mă băiețe, n-ai cum. Pe unde ai mai ajuns? Am trecut de garaj. ...218 litri, în principiu ar trebui să ne ajungă relativ până unde avem noi nevoie, sau cel puțin ne apropiem foarte tare de garaj. Și dacă e să rămânem aproape de garaj, venim noi cu un fiul ceva după... ca să ne alimentăm. Am ieșit în drumul care urcă... unde trebuie să duci tu. Aha. Racheta. Vrea să urce, mă, băieți? Vrea să urce, cum să nu vrea. Hai să-l punem așa. Are să mai dăm niciun, să-i dăm niciun activate anchor, că n-are nevoie asta de ancoră. Coborăm și e pus la perfecte, nici dacă voiam nu-l puneam atât de bine, mă băieți. Restore crane, dăm cu spatele, fără să uincim remorca. Hai că ne-am mișcat destul de bine. Eu zic că ne-am mișcat destul de bine și mai rămâne doar piesa aia, dar acum să ajungem la loading site cu aceste două chestiuțe. Bun, de aici ne facem un traseu. Pe aici nu se poate trece, cu siguranță nu se poate trece, deci trebuie să facem traseu normal, fără alte prostii. Eu aș fi riscat așa puțin, dar nu vreau să mai risc nimic, mă băieți, pentru că sătul de riscuri. Hai să mergem normal, ne vedem de treabă. Ar trebui să ne ajungă și... uitați și pe Florin acolo. Și motorina, mai avem fix 200 de litri. În principiu ar trebui să ne ajungă. Dacă nu se întâmplă vreo ceva. Evident. Facem și o poză, nu voiți, că n-am mai făcut o poză de foarte mult timp. Pe amurul ăsta, sincer, nu prea fac poze. V-am mai zis în episoadele trecute de ce. Aici peisaje să prinzi aici. Și peisaje și sunt foarte concentrat la joc, în primul și în primul rând eu. Și nu prea... Nu prea mă mai gândesc la poze. Bă, da, prostes. Deci dacă nu făceam poza, știi ce se întâmpla? Ghiși ce s-a întâmplat, de fapt. Îți dai seama? Nu m-a răsturnat. Altceva. S-a răsturnat ceva. Da, proste să mă băieți, mă. Doamne Dumnezeule, dar bine că am început să fac poza, că dacă nu făceam poza, prost muream. Bă, da, tâmpite-s. N-am dat... și nu cred că ajung de aici la el. N-am dat la piesa aia mică, pec, ce a căzut din remorcă. Deci dacă nu făceam poze, veneam până acolo așa, cu remorca. Fără ăsta, ăsta rămâne aici.
Cagamia și picioarele. Ce mașină e aici ce recuperez? Ce mașină? Iaru. O, iaru. N-ajunge, mă, băieți. N-ajunge, mă, băieți. Trebuie să dau diteș la remorcă. Bă, da, prostes, mă. Cum ai reușit? Da, am uitat. Am uitat să-i dau pec. Uite, așa strice absolut tot. Că s-ar putea să nu ne mai ajungă motorina acum. Bă, ce prostie totală, băga-mea și picioarele. Am pus-o în remorcă, dar eu n-am mai dat pec. Mă băieți, sper să nu cadă când cuplez remorca din acel șoc. M-a lăsat și remorca, zici că-s... Bun, hai că am luat-o, mă. Hai să-i dăm treabă, hai să-i dăm talpă, să-i facem treabă, să... Hai de capul meu ce prostie era să fac. Vă dați seama că ajungeam acolo, lăsam asta și trebuia să vin off-camera până aici ca să recuperez părticica aia. Stă, mă? Hai că stă de data asta, mă, gamiaș. 170 de litri, o să fim la limita supraviețuirii, sincer, cu 170 de litri de aici. Asta sunt urmele lui Florin pe aici. Eu n-am fost pe aici. Dar ce căută Florin pe aici? Ce-ai făcut, mă, Florine, pe aici? Că te-am prins. Ți-am găsit urmele. Unde? Poftim? Pe unde, mă? Pe aici, după ce ai reparat drumul, ai luat-o tot în fața, pe lângă Cori. Da. Ai văzut cum te-am prins? Vreau să mă duc în sus. Aaa, trebuia să mă bag pe aici. Dăm cu spatele, mă, băieți, oare reușim să dăm cu spatele? Sau o răspurnăm? Hai să dăm cu fața de acolo, dacă-s prost. Aoleu! Bă, dar nu are putere creinul să se pice iar ăsta. Ce crein? Ăla mic? Da. Albar. Hai, unde m-am băgat, mă, și știam doar drumul. Să-l pun în remorcă. Hai de capul meu. Era drumul pe sus, pe aici, prin stânga, mă, băieți, dacă mai țineți minte, am venit cu Ionuț pe acolo. Ne mișcăm cu viteza melcului, sincer, nici nu știu dacă să mai arătăm pe episodul de astăzi sau să facem data viitoare al treilea stage. Că ne lungim foarte tare, sincer, dacă mai facem un transport, pentru că totuși e ceva de mers din oraș până la loading site. E ceva de mers, nu e drum mic. Drum scurt de făcut. Îți ia aproape 10 minute să-l faci. Sper să nu se blocheze remorca în cringile astea acum. Camionul s-a blocat. E bine. E bine. Tot ce-mi doream, mă, uite, asta s-a întâmplat. Tot ce-mi doream eu. Să nu se blocheze remorca. Ok, hai că a trecut, cred. A trecut. Ai reușit? Nu, încerc să prind. Că n-ar mai e mașină, s-o sui în remorcă. Formă creinul să-l folosesc pentru... Hai, mă, hai că mai e puțin. Aștia, bă, că nu... A, nu, nu, nu se recupă acela.
Aaaa, o altă prostie am făcut. Ta. Nu, nu, ba. Faci că l-am urcat și l-am dat înapoi. Am băgat remorca. Am răsturnat toate astea. Bă, de ce nu m-am dus pe sus, mă, și am venit pe aici, mă? Bă, da, prostă-s, mă, băieți, mă. De ce m-am băgat eu pe mlaștina asta pe aici? Că nu pe aici e drumul. Doamne, 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 doamne. S-a dus stage-ul 3 oficial. N-am nicio șansă să-l fac. Trag remorca mai în față și după mă duc să recuperez de asta din spate cu macaraua, mă, băieți. Trebuia să mă urc, uite, pe acolo. Pe acolo trebuia, prin pădure. Da. Unde nu-i cap, vai de picioare. Revenim. Bă, băieți, am revenit. Mă grăbesc rău de tot pentru că sunt într-o întârziere. 85 de litri mai am. Și Florina are probleme acolo. Zile, Florine, ce probleme ai? Trebuie o mașină, un scout bun. Nu am. Că nu merge tatarinul sau... Înțelegi? Deci s-a dus cu un camion, din câte am înțeles. Remorca. Trebuie să vezi și remorca și... De cum zice, și mașina aia. Da, zici că remorca o bagi la asta și mașina s-o agăți cu inciul. Da. Da. Dar și ce te duci, cu ce camion? Cu zic. Da. Păi și de ce nu ți-ai luat o macara din asta mare? Cu placul, sau așa te-ai dus, cum din asta de 4 după tine? Nu m-am dus, ăla de 4. Remorca de 4 și cu macaraua asta mare, cum îți eu acum și le pune pe remorca. Cu plan. Ce să cuplezi? Carabina am luat-o. Înțelegi? Aveți acum și remorcuța asta, și pe aia trebuie să o trage pe mine. Problema e că trebuie să mai agăți și mașina. Nu mai am cum. Că n-am atâtea winch-uri. Dar tu cu ce ansamblu te-ai dus? M-am dus cu camionul simplu. Fără ansamblu. Bă, băieți, cred că rămânem fără motorină, deci ne ajungea motorina dacă nu se întâmpla și chestia asta aici la final. 50 de litri de cam rip. Doar o minune ne salvează. Deci doar o minune ne salvează să ne ajungă nouă motorina până la final. După unde ești? Acum urc la podul ăla dinspre warehouse. De litri, nu, no, n-avem nicio șansă să ajungem până acolo. Trebuia să oprim să aducem niște fuel aici în drum sus. Adu-mi tu dacă vrei pe scurtătura aia ta. Să aduc, dar să intru în garaj să iau o mașină. Bun, păi ce să spun eu ție? Mamă, câtă bătaie, ne-am făcut singur de treabă, mă, băieți, de vreo două ori ne-am făcut singur de treabă, aia e faza. Că ne ajungea motorina. Deci că era calculată, ne ajungea la fix. Te duci spre garaj sau spre ăsta sau te duci? Mă duc spre loading site. Ce rămas? Acum am ieșit din garaj și vin spre warehouse, da? Nu, 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 nu. Trebuie să da? Vii spre... Stai. Da, cum... Da, vii bine. Da, vii pe bani. Dar ce warehouse? Deci, bă. Unde erai tu pe acolo? O să trec de astea, mă, băieți, și după opresc episodul ca să-l așteptăm pe Florin. 20 de litri mai am. Cât drum, mă?
Nu ne ajunge. Rămâneam la limit acolo, rămâneam fără. Ne uitam la punct. Florin trebuie să iasă pe aici, pe aici. Puțin mai în față trebuie să mergem voi. El pe aici ar trebui să vină din direcția asta. Bun, opresc aici și revenim când ajunge Florin lângă noi. Băieți, am revenit. Ne-a dus fiulul până la destinație Florin aici. S-a răsturnat aici, dar am putut până la urmă să luăm fiulul. Asta era tot ce conta. El se întoarce acolo la treaba lui și noi mai avem foarte puțin până la punctul de destinație. Din păcate o să facem finalul data viitoare, pentru că nu există nicio posibilitate ca să facem tot în episodul de astăzi. E deja un episod de peste 30 de minute și nu vreau să-l fac de o oră. Deci data viitoare o să începem cu finalul acestei misiuni și evident cu începerea altei misiuni principale, cu siguranță, pentru că trebuie să ne apucăm serios de astea principale. De cele secundare se ocupă Florin, dar vedeți că și cele secundare sunt destul de complicate, ca să nu zicem altfel. Vedeți că și Florin se chinuie de ceva vreme să termine misiunea respectivă. Hai să dăm un clear sky și să facem și aici, mă băieți, dacă tot e o zonă așa mai interesantă cât de cât. Nu e wow, dar față de altele, să zicem că merge. Să zicem că merge. Uite, ăsta se uită la mine că îi fac poză, se uită urât. Bun. Nu știu ce o să începem data viitoare, chiar și eu sunt curios ce o să începem, încă nu știu. Pentru că probabil o să mă duc, adică nu probabil, cu siguranță o să mă duc eu off camera până în oraș. Și noi o să ne vedem direct de acolo din oraș cu respectivul fuel tank. Iar drumul până aici la loading site mai mult de 10 minute nu ar trebui să dureze. O să venim pe aici prin pădurice, fix pe drumul pe care îl vedeți la dreapta. Deci 10 minute și să zic că o să mai încep altceva, să ne mai ajungă la fel timpul 10-15 minute, maximum 20, dar nu aș vrea. De ce e aici? Ce camionul stă aici? Iată-o, mă, Florine? E al meu. Nu prea pot să trec de el, pot să urci puțin în el? Da. Nu știam ce e aici, am crezut că e un copac căzut. Mi-aminteam eu bine. Păi nu putem să aduc și remorcuta ca să te dau la o parte. Bun. De parte din asta am pe care trebuie să-l iau. Ai coborât pe aici, a? Da. Ne-am întâlnit cu Florin pe episod, mă băiți. Ne jucăm în același timp, dar ne întâlnim poate o singură dată în 30 de minute. Și uneori nici atunci. Ca să vă dați seama cât de mare este harta. Și de greuță. Bun, am ajuns în sfârșit cu acest transport. Trebuia să fie mult mai ușor, clar trebuia să fie mult mai ușor, dar ni l-am făcut și noi mai greu. A noi ne vedem la viitoare, mă băieți, după cum v-am zis, cu finalul acestui Orbital Velocity și începutul unei alte misiuni principale. Probabil Florin pe episodul viitor să termine și această misiune Unlucky Expedition. Nu uitați de like, comentariu, vă mulțumesc pentru comentariile și like-urile la episoadele trecute. Tot că la like-uri stăm bine, dar la comentarii, mă băieți, hai să dați și niște acolo niște comentarii de bine, de rău, înjurături, nu contează, sfaturi, orice, lăsați comentarii cât mai multe acolo. Pa, pa!